Da, bun găsit la Panoramic. Ne-am propus astăzi un subiect mare și ca și la emisiunea precedentă o să încercăm să ne ținem de subiectele mari și mai deosebite, așa ce nu găsiți neapărat în toată presa cealaltă. E vorba de un plan apărut în ultimile luni, cred că ideea a apărut undeva în toamna trecută. Ideea unor intelectuali, unor ONG-uri, dar care a fost preluată rapid de universități, de Fundația Mării Negre, care cuprează cele mai importante universități din România, și anume ideea unui fond de investiții, se va numi Fondul Moldova, care să ajute Republica Moldova în dificila perioadă prin care trece. De ce un fond de investiții? Foarte simplu. Uitați-vă ce se întâmplă la Chișinău. Faptul că din băncile moldovene a dispărut 1 miliard de euro e doar, să spunem așa, o paranteză. În același timp, Moldova a rămas fără finanțare. Că va mai ajunge cândva în Europa sau nu va mai ajunge, părerea mea, cred că nu va mai ajunge decât prin intermediul României dacă, să spunem așa, va decide să se unească cu România, și situația este disperată. Un ajutor, pe vremea guvernului Ponta, s-a vorbit un ajutor de 100 de milioane de euro, care nu s-a mai dus pentru că evenimentele s-au precipitat la Chișinău. Săptămânalul Vertical are un material, să spunem, pe larg despre acest fond, și anume... Deci, Fondul Moldova, Planul Marshall al României pentru Republica Moldova, a fost discutat ultima dată săptămâna trecută chiar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Conferința respectivă, având ca temă chiar acest fond care ar trebui să ne dea de gândit. Deci, ideea în esență care e? Mergem pe... Deci, 100 de milioane de care s-a vorbit de euro. Alte fonduri, să ajungem undeva la 1 miliard de euro, dar atenție, nu să-i dăm moldovenilor să-i cheltuie sau să-i fure, că, cum să vă spun, nu sunt departe de noi în această privință. E adevărat că la nivelul 1990, să spunem, nivelul de trai și la noi și în Moldova era cam la fel. După 25 de ani, e adevărat că ei sunt cu mult în urmă. Putem să spunem și noi că avem pe cineva în urma noastră. Bun, Dan Dungaciu, cel care este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, spunea cu acest prilej, și vă citez pentru că mi se pare foarte important. Republica Moldova se află într-o criză de proiect. Și că nu ce se întâmplă în prezent în această stare este important, ci ce se va întâmpla după. Cităm. Nu credem că ce se întâmplă acum în Republica Moldova este esențial. Sau dacă vreți, ce se întâmplă acum în Moldova este esențial, dar nu important. Dincolo de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, ceea ce trebuie să ne intereseze pe noi este ce se va întâmpla după. În termeni politici, Republica Moldova se află într-o criză de proiect. Și asta se vede și din soluțiile prin care încearcă să le găsească unii politicieni. Percepția că anumite persoane pot salva un stat reprezintă clar că avem o criză politică extrem de gravă. Criza mare a Moldovei este dată de faptul că nu a reușit ca dintr-un etos regional să devină un etos național, din care statul să devină funcțional. Astăzi suntem în situația în care proiectul statal se pune în discuție. Deci, politic, strategic și identitar ar trebui să ne determine să gândim astfel, iar România ar trebui să-și regândească viziunea pentru Est și Moldova. De fapt, Dan Dungaciu spune lucrurilor pe nume, că România nu a făcut prea multe pentru Republica Moldova. În fapt, s-a vorbit doar în versuri și cu fanfară, nimic concret. Cităm. România nu are nicio companie majoră acolo, după 25 de ani de democrație și steaguri fluturate. Noi vorbim de corupție acolo, că s-au furat 1 miliard de dolari în 3 bănci, dar noi avem doar 2,8, atenție, prezență românească în sectorul bancar din Moldova.
trebuie să ducem acolo instituții, corporații, să nu să lași băncile rusești să controleze sistemul financiar de acolo, apoi să faci conferințe despre transparență și să le spui moldovenilor să se schimbe. Corupția era acolo când noi fluturam steaguri și oficialii europeni se plimbau pe acolo. Fanfarele au plecat și ce a rămas acolo? Corupția mare. După ce plantezi în sol zone de business serioase, poți să schimbi ceva. E, acum ar trebui să ne gândim dacă nu și alții fac pe la noi același lucru. Vorbim de un specialist reputat și în istorie și în geopolitică. Și așa apare soluția fondului de investiții. Vă prezint această situație de ce? Pentru că adunează să analizați dacă e bine o asemenea idee și dacă nu trebuia să facem noi mai de mult acest lucru cu rezultate pentru toți, inclusiv pentru România. Bine, am mai fost cu Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, cândva cred că a fost consilier prezidențial, acum este directorul Departamentului de Analize Economice din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre. Fondul Moldova este soluția de 1 miliard de euro prin care pot fi reduse decalajele economice dintre cele două maluri ale Prutului și care poate aduce schimbare pozitivă pentru moldoveni, indiferent de regimurile politice actuale sau viitoare. Dan Dungaciu spune că în băncile românești, atenție, stau 80 de miliarde de euro pe dobânze extrem de mici, cuprinse între 0 și 1%. Aceste fonduri ar putea fi investite către populație într-un fond condus pe principii de business, cu transparență care să conducă alături de statul român la achiziționarea unor sectoare strategice din economia Republicii Moldova. Căi ferate, apă, energie, sector bancar. De fapt, și asta am vrut să subliniez în această seară, Dan Dungaciu, specialiștii care s-au ocupat de acest proiect, spun lucrurilor pe nume, nu numai legat de Moldova, ne bat obrazul și ce se întâmplă în România. Ia gândiți-vă, ce spune Dan Dungaciu? Să investim căi ferate, apă, energie, sector bancar. Adică tot ce am privatizat noi în România sau vrem să privatizăm. Că noi mai avem ce? Energia. Și energia vrem să o privatizăm. Am lansat ideea cu hidroelectrica, am lansat ideea cu ce, cum spuneam, Huila deja s-a dus pe apa Sâmbetei și privatizăm tot. Iată că aceste sectoare, măcar să punem mâna pe ele în condițiile legii în Republica Moldova. Acum mai e o problemă. La ora actuală, companiile de stat din România nu sunt lăsate prin lege și prin statut să facă investiții în Republica Moldova. Dar riscurile lor ar putea fi reduse semnificativ dacă ar avea susținerea fondului Moldova, care ar putea concura acolo inclusiv cu Gazprom, apropo de ruși. Și dădeam exemplu acela, ia gândiți-vă. Deci, conform statisticilor, în 25 de ani, diferența între români și moldoveni ca nivel de trai deci erau la egalitate în anii 90 și s-a schimbat de 6 ori. Deci moldovenii sunt de 6 ori mai săraci decât românii. Enorm de 25 de ani. Acum ar mai fi o idee pe care subscriu și e bine să o analizăm, mai ales pe ideea că în România nu se ajunge la asemenea, deci se discută mai puțin nici în emisiunile de televiziune și în presa scrisă despre asta. Coordonatorul Departamentului de Analize Economice din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre, Petrișor Peiu, spune, și atenție, că în prezent, cu un PIB de 400 de miliarde de dolari americani, România a ajuns cea de-a 45-a economie a lumii. Iar dacă lucrurile se vor dezvolta în ritmul actual, până în anul 2025, deci în 10 ani, România va ajunge a 40-a economie a lumii. În acest context, analistul economiei recomandă guvernului să încerce, atenție, să încerce măcar, să cumpere acțiunile companiilor care exploatează resurse naturale, de exemplu. Să facem și noi, atenție, expansiune economică regională. De ce? Pentru că ale noastre deja le-am cam dat sau suntem pe care să le dăm
pentru nimic. Deci nu e întâmplător acest proiect de care vă aminteam astă seară, tema principală, pentru că Republica Moldova trebuie ajutată. Sunt români și ei. Unii o recunosc, unii nu. Unii sunt moldoveni, dar asta e altă treabă. O găselniță a autorităților sovietice. Dar ca să atragi acolo, trebuie să investești, să conteze acest lucru. Dacă tu nu ești prezent acolo, nu mai ești prezent nici măcar cu celebrele poduri de flori. Ați mai auzit de acțiuni umanitare sau nu neapărat umanitare, de acestea culturale? Înainte veneau basarabenii în România, era atât această legătură care se strânsese. Acum, practic, ea nu a dispărut, sunt studenți basarabeni în România, dar schimbul este nesemnificativ. Cum Rusia nu va avea niciodată în coaste un partener NATO și UE, mă refer direct la Republica Moldova, cred că cea mai bună variantă pentru Republica Moldova de integrare poate fi tot România. Așa au făcut și germanii, așa au făcut și alții. Dar pentru asta, încă o dată repet, Republica Moldova trebuie să treacă și ea printr-un proces de schimbare și mai ales de investiții. Noi avem nevoie de investiții în România, dar avem nevoie de investiții și în Republica Moldova. Le putem face, stă la dispoziția noastră. Mă gândesc că acum tot aruncăm pe apa sâmbetei diverse resurse din România. Ele ar putea fi investite cu mare succes dincolo de Prut. Am putea spune că doar pe domeniul educațional s-a făcut câte ceva pe integrare. Nu mă refer neapărat doar la elevii sau studenții care studiază în România din Republica Moldova, ci mă refer la faptul că, iată, foarte mulți români, foarte mulți gorjeni, să nu uităm că la Târgu Jiu există un sediu LIM, studiază la Chișinău, studiază dincolo de Prut. Sau, ca să fac o paranteză, Mirel Rădoi, fostul antrenor al Stelei, devine antrenor cu licență pro la Chișinău. De se poate, din toate punctele de vedere. Nu trebuie uitată Moldova, pentru că ne uităm istoria, ne uităm tradițiile, ne uităm și nu e în regulă. Alții fac eforturi în acest domeniu, noi nu suntem în stare. Noi parcă am fi, apropo de autoritățile tehnocrate, seamănă prea mult cu ceva amorf, ceva care n-are legătură cu nimic și parcă nu prea seamănă a un guvern național, să nu se înțeleagă altfel decât spun aceste lucruri, în sensul că miniștrii tehnocrați par cu prea multe legături cu Bruxelles, Comisia Europeană, firme private și prea puțin legături cu România directă, cu România adevărată. De aia avem declarații gen ministrul de finanțe care ne spune că putem trăi cu 2 lei și alte bazaconii de acest gest. De aia un secretar de stat născut la Târgu Jiu sau în orice caz cu legături la Târgu Jiu ne spune alte bazaconii, ne spune alte bazaconii pentru care nu l-a taxat nimeni, până la urmă a rămas tot în guvern. Ca să nu mai vorbim că avem și alți miniștri cu diverse alte probleme. Continuăm, să zicem, ăsta a fost subiectul de gardă, dar avem și alte subiecte în această seară. Și mă gândesc că unul dintre ele, poate cel mai important așa, ar fi că a venit iarna. Mai greu așteptat, a sosit și iarna, a sosit și zăpada, ne-am dat iar cu stângul în dreptul ca de obicei autoritățile, nu s-a făcut dezăpezirea chiar cum trebuia foarte, foarte rapid, dar acum mai e și o altă problemă, cred că exagerăm și în partea cealaltă, și anume, cum sunt zonele acelea, că de regulă pe la Buzău, pe la Vaslui, Vrancea, pe acolo, toată zona aia, nu mai vorbesc de Constanța și de Tulcea, e problema viscolului care se duce, nu găsește nimic să se oprească.
drumurile sunt troienite că sunt puțin mai ridicate decât restul terenului și automat strâng zăpadă. Nu mai vorbim de perdele forestiere, că ele s-au dus de mult, pentru că niște dobitoci, unii chiar în uniforme, spuneau, nu domne, tăiem copacii că sunt periculoși pentru circulație. Orice om normal a înțeles că copacii respectiv sunt bătrâni și s-ar putea prăbuși pe drum. De fapt, intelectualii cu ghilimele se gândeau că șoferii dau cu mașinile în copaci. Și atunci au tăiat să dea la o parte de lângă drumuri să nu mai vină mașina în copac. Bun, n-au pus nimic în loc și, iată, era nevoie de perdele forestiere. De parazăpezi sau altceva nu poate fi vorba în România, pentru că din momentul când l-ai pus, trebuie să pui jandarmeria lângă ele, că ți le fură imediat. Dovada cea mai bună este că le fură și până la urmă și acele reflectorizante de pe tablele acelea de pe marginea drumului, inclusiv în gorj. Furăm orice, nu contează că ne trebuie sau ceva, dar trebuie să luăm, să ne însușim. De-aia nu se pot face multe lucruri în România. Însă aș vrea să spun apropo de această iarnă că totuși autoritățile au părut cel puțin să controleze mai bine lucrurile. Însă vezi câte un dobitoc și mai apare și la televizor și păstrează în care spune că a rămas și nu ne dă autoritățile un ceai, că e acolo de o zi sau de două. Deși, atenție, ăla fusese avertizat de toate, că pe televizor se spune de o săptămână că vine zăpada. Presă scrisă. Ce să-i mai faci la ăla să-i spui, bă, nu te duce în zona respectivă, mai ales că nici nu prea avea treabă. Adică îl înțeleg pe ăla care ducea pe cineva la aeroport și când s-a întors nu-l mai lasă poliția că e blocat drumul, deși nu era blocat, că e și asta o problemă, dar nu-l înțeleg pe ăla de atunci taman trebuie să treacă el pe acolo să se ducă unde s-ar duce fără să aibă o treabă anume. Din nefericire, asta nu învățăm în România, să ne apărăm și noi. Deci autoritățile să facă orice și din păcate fac din ce în ce mai puțin, dar în... Nu ne gândim să ne apărăm singuri. Dacă ne-am gândit și am avea sistemul acesta de autoconservare, lucrurile ar merge mult mai bine. Apropo de aceste evenimente care s-au sucedat în ultimile zile sau în momentul de față, pentru ultimile două minute, cum îmi spun colegii din regie, aș vrea să mai discutăm despre un lucru, faptul că în următoarea perioadă Facebook-ul, de exemplu, va fi monitorizat mai atent pentru că naționaliștii și-au găsit locul aici, ba din contră, avem deja și atacuri teroriste care se pot pune la punct prin Facebook. Acum, nu știu cât ar fi așa, însă e de reținut această știre. Și mai am încă una, nu pot să nu vorbesc de ea, e un subiect mare, poate o să-l abordăm într-o altă emisiune. Curtea de apel Ploiești a menținut în marți decizia de restituire la parchetul de pe lângă Curtea de apel Ploiești a dosarului Lucoil. De fapt, ce spun judecătorii? Dom'le, procurorii ne-au trimis acolo, știți cazul acela cu, nu știu, cu 2 miliarde aproape de euro, de lapidare, nu știu ce. Până la urmă, dosarul e un nimic. Ăștia vor veni cu avocații lor, cu nu știu ce, și o să ne facă praf pentru că noi nu suntem în stare să facem un dosar. De discutat acest lucru, mai ales că rușii sunt foarte aproape și la propriu și la figurat și nu știm ce se poate întâmpla. Promit celor care se uită la noi să abordez acest subiect, pentru că având fondul Moldova, cum spuneam, pentru Basarabia, poate începem să facem puțină curățenie și în România, unde companiile rusești, mascate sau nu, au pus mâna pe foarte multe active. Au dus la fier vechi o întreagă industrie metalurgică, controlează companiile petroliere, toată lumea înjură pe cei de la stațiile PECO că nu ieftinesc carburantul, cum s-a ieftinit chiar și în Occident, dar și... Dar ia gândiți-vă că multe din companiile acestea, inclusiv cele care par cu stăpân austriac sau altceva, se pare că ar fi cu proprietari din Rusia. Poate există și alte interese. Promit să vorbim la această emisiune panoramic, tot e un panoramic, vorbim despre orice,
într-o ediție viitoare. Acum vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!